îngăduiți-mi să citesc în această după masă un text frumos din Sfânta Scriptură, care se găsește scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1, pagina biblică 1028 pentru cei care aveți la dumneavoastră Sfintele Scripturi. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1, unde Evanghelistul Matei, uh, Ioan relatează următoarele lucruri. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritiană i-a zis, cum? Tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samaritiană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie în înțelegerea ei și în limbajul curent? Apă vie însemna apă curgătoare. Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu un viac nu va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a răspuns femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. du i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l ai acum nu ți este bărbat, aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinători adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Isus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, totuși nici unul nu i-a zis, ce cauți sau de ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul și noi știm foarte bine că El este cu adevărat Hristosul binecuvântat fie în numele Lui. Aș vrea să vă întreb dacă, să zicem, să presupunem, dar un scenariu, deși n ca să fie și realitate. Oare cum ați reacționat, dumneavoastră unul de aici din biserică, care atunci, să zic, plecând din locul acesta, odată plecat din biserică, în drumul spre casă, v-ați întâlnit pe stradă cu un om necunoscut, pe care nu l-ați mai văzut niciodată, și care v-ar oferi 100 de dolari sau 100 de euro, că noi suntem în Uniunea Europeană, nu? Și să spună, domnule, nu te supăra, vreau să-ți ofer banii ăștia fără să faci absolut nimic în schimb. Oare, oare cum am reacționat? Am zice, probabil, să fie primiți. Mai ales pe vremea asta, că vin sărbătorile. E, dragii mei, Tocmai asta a vrut să afle un sociolog american din New York, un reputat sociolog american, a vrut să vadă cum reacționează un om și ce face un om imediat după ce primește 100 de dolari de la un străin de pe stradă, fără, repet, fără să îi se ceară absolut nimic în schimb. Așa că omul nostru, sociolog de profesie fiind, dorind să studieze comportamentul și reacțiile omenești, s-a blindat în portofelul lui cu bagnote de câte 100 de dolari, a luat împreună cu el un cameraman care filma undeva cu o cameră ascunsă în spatele lui și s-a hotărât să meargă în celebrul parc, Central Park din New York și s-a hotărât, domne, oamenii pe care îi voi întâlni pe stradă la câțiva, că nu avea așa de mulți bani, stați niștiți, și a zis, domne, la câțiva oameni am să le ofer câte 100 de dolari și vreau să văd cum reacționează oamenii aceștia și după aceea cameramanul acela care era în spatele lui urma să meargă pe urmele celui care tocmai primise banii să vadă ce face omul după ce a primit 100 de dolari. Zi și făcut, și-a luat banii, și-a luat portofelul și s-a dus în parc. Primul om pe care l-a întâlnit pe Oleg în parcul ăla celebru din New York, a fost un om bine îmbrăcat al minte, destul de prezentabil, s-a oprit în dreptul lui și a spus, domnule, fără nici măcar să se prezinte, eu zis, domnule, uite, vreau să-ți ofer 100 de dolari. O întins bani înspre om, omul s-a și o zis, dar ce trebuie să fac în schimb? Și o zis, domnule, nu trebuie să faci nimic. Primește-i. Cum? Așa, diamant, ca cum am zice noi românii, da, domnule, ia banii, sunt ai tăi. Oh, zis omul, cum să nu? Eu băgat în buzunar, o zis, dă voi să te îmbrățișez, l-am îmbrățișat, cum să nu? Te bucuri. Și, dragii mei, imediat după ce eu am văzut experimentul ăsta video, am văzut filmat. Imediat acum, după ce a primit omul 100 de dolari, și eu am fost foarte curios să văd, filmat de cameramanul ăla, ce face omul cu 100 de dolari. O ieși repede, dar vioi de tot, foarte vioi, o ieși repede din parc, s-a dus la un uh, magazin de băuturi alcoolice, opus pus banii pe teșghea și o zis, Doamnă, de toți banii ăștia să-mi dai alcool, nu mai știu ce-o cumpărat, tequila, whisky, și-o umplut o pungă așa uh, decentă, și vreau să vă spun că fericit o intrat, dar și mai fericit o de acolo. Era foarte zâmbăreț, cum să nu? Ăsta a fost primul om care a primit 100 de dolari și uite ce a făcut cu ei. Băutură de toți. Al doilea om pe care l-a întâlnit în parc și căruia a dat 100 de dolari, de asemenea un om îmbrăcat decent, bine, prezentabil, i-a dat 100 de dolari și ăsta foarte șocat, l-a îmbrățișat, i-a mulțumit în toate felurile, și acum, de asemenea, și eu eram foarte curios, am zis, mă, sper să nu fie ca primul. Numai că ăsta era ceva mai romantic, o pus mâna pe telefon și și-o suna nevasta. Și-o zis, draga mea, te rog frumos, pe șase, jumate, șase, nu mai știu, o zis, să te îmbraci frumos, vezi că te iau de acasă și plecăm în, în oraș să cinăm. Și probabil că o zi nevastă, dar cu ce ocazie? Draga mea, zice el, am auzit zicând în uh, uh, videoul ăsta, nu o să-ți vină să crezi. Mărgând pe stradă, aici în parc, zice, un om mi-a dat 100 de dolari. Așa că te rog frumos, îmbracă-te frumos, că plecăm la o cină în seara asta. M-a zis, în sfârșit, totuși un om normal, familist. Dar, al treilea om pe care, căruia i s-a oferit 100 de dolari în experimentul acesta video, tot acolo, pe o din parcul acela din New York, era un cerșător un om al străzii, care stătea pe un carton umed, arăta vai de capul lui. Și, dragii mei, când s-a apropiat omul acesta, sociologul nostru, și i-a oferit 100 de dolari, prima reacție a omului a zis, dar n-am să-ți dau rest. Eu n-am să-ți dau rest. Și zis, domne, nu trebuie să-mi dai niciun rest, ăștia sunt banii tăi, și ofer. Și a zis, acum acum, îi dai gratis, domnule, ține ți tăi. S-a uitat omul la 100 de dolari și a zis, a început să plângă, dar a zis, domnule, în viața mea nimeni nu mi-a dat o sumă așa de mare de bani. Domne, ești sigur? Sigur n ai încurcat bannotele. și jos? Zis, nu, domne, ia ți banii tăi. Și, dragii mei, s-a ridicat cerșătorul ăsta îmbrăcat vai de capul lui, arăta și mai vai de capul lui, s-a ridicat în picioare și a zis, domnule, eu n-am ce să-ți dau în schimb nimic, dar te rog, lasă-mă să mă rog pentru tine. Și a pus mâna pe omul nostru, eu am crezut că-l ordinează acolo în parc și-a pus mâna peste, mâinile peste el și a zis așa, cu ochii în lacrimi, abia și putea stăpâni emoția vădită. A zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai trimis îngerul tău în această zi în parc. Doamne, mai binecuvântat mai mult decât mai binecuvântat vreodată în viața aceasta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru banii aceștia și pentru îngerul tău care mi l-ai trimis să mi dea. Și, dragii mei, după ce eu da suta de dolari, o termina rugăciunea, lor și îmbrățișa pe omul nostru. Și o zis, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și, dragii mei, s-au despărțit cei doi și acum cameramanul era pe urmele cerșătorului. Și acum, credeți-mă, și eu eram foarte curios să văd ce face cerșătorul acum cu suta de dolari. A ieșit și el, dragii mei, foarte repede din parc și m-am gândit, mă, să o nu ia cumva spre magazinul ăla de băuturi alcoolice, și ăsta. Însă, știți ce a făcut? S-a dus undeva la o pizzerie stradală, a pus suta aceea de dolari pe teșghea și a zis către o doamnă de acolo, de la pizzerie, a zis așa, de toți banii aceștia, vă rog să-mi dați pizza la cutie. Și a zis aia, domnule, ești sigur, de 100 de dolari, de 100 de dolari. În timp ce îi se puneau cutiile acelea de pizza în brațe, am numărat o 13, 12, 13 cutii ale mari de pizza, cât o roată de tractor, că în America totul e mare. Și m-am uitat, nu sunt mai când să mai vedea omul nostru de cutile de pizza. Și acum vă spun sincer că prima mea reacție am spus, domne, cred că ăsta săracul luat o razna. La, de cine știe de când o fi mâncat? Și o să nu mai are noțiunea măsurii. Și am zis, domne, cât de flămând să fii încât să comanzi de toți banii ăștia 12-13 cutii de pizza. Dar, dragii mei, ce a făcut omul acesta mai departe m-a până la lacrimi. Și m-a impresionat până la lacrimi. S-a dus în parc și vreau să vă spun ce a făcut s-a dus pe la toți ceilalți cerșători, pe la toți ceilalți oameni ai străzi, s-a dus pe aleile acelui parc și le-a oferit la fiecare câte două, trei felii de pizza. Nu a făcut nimic altceva decât vă 20 de minute o tot împărțit pizza prin parcul acela la ceilalți cerșători. Lui și-a lăsat vă două sau trei, dacă mi se pare, felii de pizza din toate cutiile acelea. Dragii mei, Gestul acestui om Vă spun sincer că m-a impresionat Până la lacrimi Și acum când mi-aduc aminte de el Vă spun sincer că mă năpădesc uh, uh, emoțiile Pentru că m-am uitat la omul ăsta Și am zis așa Dintre toți cei trei Era cel mai sărac Era cel mai prăpădit Vorba românilor Nu-i așa? Și era omul care avea nevoie Cel mai mult să țină pentru el banii ăștia Și cu toate acestea Cerșătorul acesta A oferit o lecție de noblețe dumnezească Prin gestul lui Dragi iubei Uitându-mă la omul ăsta, mi-am dat seama că, vedeți dumneavoastră, el a primit ceva în dar și a primit cel mai prețios dar până atunci în viața lui din punct de vedere financiar. Dar omul acesta care a primit un dar, dragii mei, valoros, a ales să împărtășească darul acesta și cu ceilalți. Și, dragii mei, corelez ceea ce v-am spus în această ilustrație adevărată cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și anume că și noi, la rândul nostru, vreau să vă spun ceva că am primit un mare dar. Noi am primit un mare dar, și cel mai mare dar pe care cred foarte mulți oameni din locul acesta l ați primit, unul în urmă cu 5 ani, alții în urmă cu poate 40 de ani, alții în urmă recent cu câteva săptămâni de zile. Cel mai mare dar, dragii mei, pe care noi l-am primit în lumea aceasta, nu este nici măcar o casă moștenire de pe la, nu știu, mătușa Tamara, nu e o casă moștenire de la nu știu cine, nu e nici măcar un apartament, nu e nici măcar 10.000, nici măcar 100.000 de dolari. Cel mai valoros dar pe care un omul poate primi în lumea aceasta este darul mântuirii. Și spun în această seară binecuvântat să fie Dumnezeu care ne l-a dat cu multă generozitate. Cel mai mare dar pe care eu și cu tine, dragii mei, l-am primit și pe care unii în această seară îl puteți primi, este darul mântuirii. Și auziți, dragii mei, ce spune cuvântul Domnului despre darul mântuirii? În Efeseni 2 cu 8 spune Apostolul Pavel și o spune cât se poate declar să nu mai existe dubii înaintea nimănui. Și ce, ce spune Pavel, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la voi Adică, dragii mei, noi n-am primit mântuirea pentru că dăm zeciuială. Noi n-am primit mântuirea că facem milostenie. Noi n-am primit mântuirea și nu o să primim mântuirea că facem pomene sau mai știu eu ce dărnicii dăm în stânga sau în dreapta. Noi, dragii mei, suntem mântuiți și vom fi mântuiți pentru că este nimic altceva decât darul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru acest măresc dar pe care ni l-a dat. Mântuirea, dragii mei, este darul lui Dumnezeu. Și îngăduiți-mi să corelez aceste două imagini și să vă spun, bazat pe textul biblic din această seară, că vreau să vorbesc despre mântuire ca dar, dar mântuirea mai apoi ca și datorie. Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Dar în același timp, dragii mei, vom vedea din experiența acestei femei că mântuirea este și o datoria noastră. Vorbesc de mântuirea celorlalți. Mântuirea, a dar, între dar și datorie. Despre asta vreau să vorbesc bazat pe cuvântul Domnului în această seară. Primul aspect, mântuirea ca dar. Fraților, surorilor, prieteni dragi, ca mântuirea să ajungă la noi, ca noi să putem primi darul mântuirii, uitați-vă în acest text biblic, dragii mei, și uitați-vă mai apoi în experiența de viață a fiecăruia cu Dumnezeu, de aici. O să vedeți împreună cu mine în această seară că Domnul Isus Hristos atât de mult ne-a iubit. Nu numai că a murit pentru noi, dragii mei, nu numai că și-a dat viața pentru noi, dar Domnul Isus Hristos, dragii mei, a trecut peste o grămadă de bariere puse de oameni ca să ajungă la noi și să ne ofere darul mântuirii. Și uitați-vă, dragii mei, peste ce trece Isus ca să o mântuiască pe femeia aceasta. Și uitați-vă peste ce a trecut Isus mai apoi ca noi să fim mântuiți. Uitați-vă, dragii mei, că Iisus Hristos de pildă trece ca să o mântuiască pe femeia asta, ca să-i ofere mântuirea ca dar unei femei extraordinar de păcătoasă. Din calea afară de păcătoasă, am putea spune. O femeie cu o viață falimentară, o femeie cu o viață vai și am zice noi. Și cu toate acestea, dragii mei, Iisus Hristos ca să o mântuiască, a trecut peste mai multe bariere. O primă barieră peste care trece Iisus ca să-i dea mântuirea ca dar acestei femei este bariera regulilor. Uitați ce spune cuvântul Domnului, dragii mei. Spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos venea din Iudeea și vrea să meargă în Galileea. Și drumul acesta dintre Iudeea și Galileea, spune cuvântul Domnului, trebuie să facă, Iisus a trebuit să treacă pe unde? Prin Samaria. Ori, dragii mei, Samaria era un ținut ostil pentru orice evreu. Samaritenii, și cu iudeii nu se înțelegeau deloc. Dacă erau două popoare în lumea aceea care se dușmăneau de moarte, aceștia erau iudeii și samaritenii. La fel cum se iubesc cu ghilemele de rigoare și astăzi palestinienii, de pildă cu evreii. Ba mai mult de atât. Spune cuvântul Domnului că atunci când Iisus Hristos a ajuns la fântâna lui Iacov de la Sihar și spune unei femei samaritene ce dăm să beau, spune Biblia că, mai, era să facă aritmie cardiacă. O zis, cum adică? E șocată tu iudeu, cer să bei de la mine apă, femeie samaritiană? Și ce spune cuvântul Domnului mai departe? În adevăr, iudeii și cu samaritenii ce legături aveau? Niciuna. Ferească Dumnezeu. Nu numai să vorbească, umbra lor nu avea voie să se intersecteze. Să dușmăneau de moarte. Știți cum să iubeau evrei cu samaritenii? Cam cum îi iubește Donald Trump, mexican, de le face un zid frumos, așa, să nu mai treacă niciunul. Atât de tare, dragii mei, se dușmăneau aceste două popoare. Vreau să vă întreb în această seară, cunoștea Domnul Isus faptul că acolo era o regulă nescrisă, pusă de generații întregi, niciun iudeu nu are ce să aibă legături cu samaritenii. Știa Isus sau nu regula asta? O știa bine, dar ce nu știa Isus? Știa totul. Vreau să vă întreb, a ținut Isus cont Nu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că atunci când vine vorba de a mântui, atunci când vine vorba de a scoate pe un om din șanțul păcatului, din groapa morții, Isus Hristos trece peste orice regulă pe care oamenii o pun pe acest pământ, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pur și simplu, dragii mei, Isus Hristos, pentru că vrea să mântuiască, trece, uitați-vă peste bariera regulilor puse de oameni. În urmă cu, cu, cu an de zile, în activitatea Domnului Isus Hristos, de la episodul acesta, ne spune cuvântul Domnului că într-o zi de sabat. Iisus Hristos a intrat în sinagogă și a început să învețe oamenii de acolo. Și spune cuvântul Domnului că la un moment dat, în timp ce învăța norodul în sinagogă și îmi imaginez că era arhiplină sinagoga, pentru că venea Hristos care era pe val, era popular, îmi imaginez că erau și primarii pe acolo cu panglicile, erau acolo mari preoți, erau oameni care vreau să stea pe lângă Iisus pentru că era atunci în vogă. Făcea minuni, Toată lumea să înghesuia pe lângă Isus. Și spune Biblia că Isus, dragii mei, intră într-o sinagogă și începe să predice. Și în timp ce îl învăța, învăța pe noroc, spune Biblia că și-a și tintit și privirile spre o femeie gârbovă. Imaginați-vă scena asta. Isus se uită spre o femeie care nici măcar nu se putea uita spre Isus, pentru că, spune Biblia, era așa de gârbovă, de deformată din punct de vedere al coloanei vertebrale, că nu putea privi decât în pământ. Ea nu se putea uita la Isus, dar Isus o uita la ea. Și dragii mei, spune cuvântul Domnului că Iisus dintr-o dată îi lasă pe toți deoparte, îi ignoră pe ceilalți și spune așa, spune că și-a țintit privire spre femeia asta și a spus, femeie, erau undeva în spate pentru că oamenii aceștia deformați fizic, oamenii cu handicapuri erau puși undeva la margine, în spate, la ușa din spate. Și Iisus Iisus, dragii mei, în la aceea, în mulțimea aceea, își îndreaptă privire spre femeia aia și spune, femeie, ești dezlegată de neputința ta și spune Biblia că o minune are loc instantaneu și spune că îndată femeia și-a îndreptat spatele și-a început să laude și să-l slăvească pe Dumnezeu. Și e o minune, dragii mei, pentru prima dată în sinagoga aia oamenii văd cu ochii lor un miracol, cum ne-am dorit și noi de multe ori să vedem în biserică, așa? Și, dragii mei, știți ce e șocant? E că conducătorul sinagogii. Spune Biblia că a venit la Isus și a fost foarte fericit, așa? Ce-o zis? Mă, de 30 de ani de când eu sunt aici în biserica asta, eu n-am văzut o minune, Doamne Iisuse, îți mulțumim, așa au zis? Oh, nu, din potrivă. Spune Biblia că omul ăsta îi așa de supărat pe Isus și din ce cauză? Îi spune așa, îți șase zile în care omul lucrează. Și șase zile în care tot puteți să veniți să vă vindecați. Cu alte cuvinte, Iisuse, o vrut să spună el, uh, conducătorul sinagogii, noi aici avem o regulă la sinagogă, la biserică, la noi. În ziua de sabat nu are voie nici Dumnezeu să vindece. Cine a pus regula aia acolo? Dumnezeu a pus-o. Vreau să vă întreb, știa Iisus de regula asta? O știa bine. Eu păsat de ea. Nu. Știți de ce? Pentru că, pur și simplu, dragii mei, Isus vrea să mântuiască binecuvântat să fie numele Lui. Isus, ca să ne ofere mântuirea, ca dar, dragii mei, trece peste bariera regulilor puse de oameni. După 2000 de ani, dragii mei, constat că încă oamenii mai pun tot felul de reguli și în mediul bisericesc. Am impresia de multe ori, dragii mei, am fost o drumă cu câțiva ani de zile într-o biserică. Nu știu cum am ajuns acolo, oricum nu m-am mai chemat după aceea niciodată, dar uh, m-au băgat la prelucrare, parcă eram pe vremea regimului comunist, m-au băgat la birou și mi-au făcut instructajul și mi-au zis așa, frate Dorel, ne bucurăm că ai venit la noi, dar așa s-a uitat la mine de parcă vrea să spună, ne bucurăm dacă pleci. Și au zis așa, la noi aici în biserică e regula asta, avem regula asta, avem, măi, trebuia să-mi iau notițe, să nu cumva să încalc vreuna. Și, dragii mei, am stat să mă uit puțin și m-am gândit, am ajuns de multe ori în mediul bisericesc și o spun cu durere, să avem deviza de la Mărășești, că tot vine acum mare unire, nu? Poi mâine. Pe aici nu se trece. Pe aici nu se trece. Noi avem reguli. Avem reguli, dar nu mai avem o relație cu Dumnezeu de multe ori. Avem fel și fel de reguli, nu sunt împotriva regulilor să mă înțelegeți bine, e bine să avem reguli, dar știți ce face Iisus câteodată? Pentru că vrea să mântuiască, dragii mei, parcă trece peste regulile noastre. În urmă cu ani de zile, nu mai mult de vreo trei jumate, patru la număr, un prieten de-a meu, coleg, păstor tânăr ca și mine, acum mă complimentez să zic că tânăr și eu, da, mă rog, el chiar e mai tânăr ca mine, mi-a zis, bă, Dorel, zice, trebuie să ne întâlnim. Lunea ne-am întâlnit la o cafea și zice, dorește trebuie să-ți povestesc o experiență își șocat. Și am zis, ce? Dorel, în urmă cu câteva luni de zile am avut la biserică o săptămână de evangelizare. A, zic, știu. Și au zis, mă, Dorel, după săptămâna de evangelizare o rămas o femeie care a început să vină la biserică, o femeie din lume. O femeie din lume care i-a plăcut cuvântul Domnului, o vorbi și a început să vină la biserică la noi. O venit duminică, duminică, duminică. Ei, la două luni, zice, acum, zice, la, la trei luni de zile distanță, zice, săptămâna trecută, am avut stăruință pentru botez cu dus, sunt în biserică. Și normal, zice, eu am chemat frați oamenii lui Dumnezeu cu autoritate, pe toți cei care au vrut să stăruiască, i-am băgat la mărturisire, că așa e normal și e bine, o regulă bună asta. Și am zis, mă, cum să nu fie? Și chiar îi indica lucrul ăsta. Zice, mă, Dorel, am zis, mă, dacă o veni femeia asta cumva la stăruință, nu știu ce o să înțeleagă ea, că acolo e rugăciune puternică. Și zice, nu mai ne trezim că vine și la stăruință. Eu am specificat clar, pot să stăruiască pentru botez cu Duhul Sfânt, cei care așa, 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 bun. A început rugăciunea. Ne-am rugat o oră și o jumătate, zice, ne-am rugat, ne-am rugat, ne-am rugat. La un moment dat, să vedeți, femeia aceea stă pe ultimul rând. Să Stă pe ultimul rând acolo spate și-a băgat capul în pământ. Când a văzut pe ceilalți din biserică cum se roagă, a zis așa, Doamne Iisuse, eu sunt cea mai păcătoasă de aici, nu știu ce caut aici, Doamne. Dar, Doamne, când eu aud pe oamenii ăștia cum se roagă să ceară puterea Duhului Sfânt, Doamne, îndrăznești și o deși nu vrednică, deși știu că nu merit. Doamne, îndrăznești să-ți cer și eu puterea aceasta, să-mi o dai și mie. Și a început încet acolo în spate, cu capul plecat în pământ să se roage. N-am băgat-o nimeni în seamă. Și spune Dorel, după o oră și jumătate de stăruință, nu eram acolo cu cei în față. Dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste femeia aceasta. Și ascultați-mă, dragii mei, spunea, când a început femeia aia să vorbească în alte limbi, ne-am oprit toți pentru că nu ne vrea să credem ne-am dus la ea, au venit și ceilalți slujitori, ne-am început să ne rugăm pentru ea și -o spuneau toți, nu încape nicio îndoială că peste această femeie s-a coborât puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, Dumnezeu ne surprinde câteodată și mi-a zis, Dorel, am învățat din această experiență că uneori Iisus Hristos, ca să întărească, ca să mântuiască, ca să convingă, ca să îmbărbăteze, ca să dea autoritate, trece și peste regulile bune, credeți-mă, uneori, pe care noi ne le punem. Binecuvântat fie Hristosul! care mântuiește. Binecuvântat să fie acest Hristos, slăvit să fie numele Lui, pentru că, dragii mei, noi trebuie să ieșim din tiparele noastre și să intrăm în tiparele Lui Dumnezeu. Ajută-ne, Domnul, asta! Amin. Mântuirea ca, ca, ca dar, dragii mei, mai apoi, Iisus trece, uitați-vă, la viața acestei femei, trece peste regulile puse de oameni și vorbește cu ea, deși era împotriva regulilor. Apoi, dragii mei, trece peste bariera reputației, ca să mântuiască Iisus Hristos, dragii mei, trece și astăzi, de 2000 de ani a trecut și trece, dragii mei, și astăzi, peste reputația oamenilor, pentru că vrea să mântuiască. Păi haideți numai puțin acum, dragii mei, să ne gândim cu ce fel de personaj avem noi aici de-a face. O femeie despre care spune Iisus, câți bărbați au avut asta? Cinci. Ți-i și greu să-i numeri, nu? Cinci bărbați spune că ai avut și ăsta al șaselea, nu-ți bărbat, adică cu ăsta stai în concubinaj. Imaginați-vă cam ce fel de reputație putea să aibă femeia aceea. Acum imaginați-vă astăzi cum arată o femeie, să zicem, aici în Jebel, în satul ăsta, în localitate, în comunul dumneavoastră, care o divorțat de cinci ori și cu al șaselea în concubinaj. Asta să mă gândesc puțin legat de femeia asta, cred că mai mult o vor la tribunal decât pe la biserică. Cu partajă și cu divorțul. Ei, imaginați-vă, dragii mei, cum, e, cum ar fi privită în 2018 cu tot liberalismul ăsta etic de astăzi, cum este privit o astfel de femeie. Păi nu ți-ar trebui eu nici pe Facebook să ai blinsa de prieteni, hai să fim serioși. Nu e de accept. Mergeți în urmă cu 2000 de ani, imaginați-vă cum putea să fie privită femeia asta. Vreau să vă întreb ceva, dragii mei, a știut Iisus Hristos uh, reputația acestei femei? A știut Iisus Iisus cu cine are de-a face, cu siguranță, că știu că El i-a spus, cinci bărbați ai avut și cu al șaselea le ai încetat în concubinaj, cu adică nu, alte cuvinte, nu ți bărbat, nu ți sot. Și vreau să vă întreb, asta l-a împiedicat pe Iisus să stea de vorbă cu femeia asta și să-i spună că e nevoie de mântuire? Nu, pentru că, dragii mei, știți ce văd în această seară? Atât de mult iubește Dumnezeu omul păcătos, atât de mult iubește Dumnezeu și dorește să schimbe viața unui om, încât pur și simplu, când vine vorba de mântuire, nu ține cont de reputația oamenilor. Nu ține cont de reputația ta, că dacă ar fi fost să țină Iisus cont de reputația ta, tu nu erai astăzi aici în biserică. Cine este vrednic după reputația lui trecută să stea în casa lui Dumnezeu și să spună că este vrednic ca Dumnezeu să-i vorbească? Nimeni! Dar binecuvântat să fie Hristosul acesta, dragii mei, care atunci când vine vorba de mântuire, nu ține cont de reputația oamenilor și trece peste bariera reputației pentru că vrea să mântuiască, binecuvântat fie numele Lui. M-am dat seama cât de diferit suntem noi de Hristos, ca mentalitate, ca și gândire. Gândiți-vă, dragii mei, că în ziua de astăzi, criteriul fundamental după care noi ne stabilim o relație cu cineva este criteriul reputației. De pildă, nu dorești ca să fii prieten cu unul care are o reputație prostă. Mai departe, cred că nu ți-ai dori să faci afaceri, să ai o relație de parteneriat de afaceri cu unul care uh, îi separ și păi nu știu cât o băgat în faliment. Te interesează reputația. Să nu mai vorbesc atunci, dragii mei, când vine vorba de căsătorie, că acolo e și mai important reputația. Primul lucru pe la care noi ținem e reputația și e normal să fie așa. În urmă cu câțiva ani de zile m-a sunat o, o soră mai în vârstă să te într-o altă parte a județului nostru și mi-a zis așa, frate Dorel, zice, s-o prezentam, mi-a spus cum o cheamă, zice, eu am o nepoată, am o nepoată de 20 și nu știu câți de ani mi-a spus că are fata și zice, discută cu un băiat de la mantari de acolo, din zonă, de lângă ștei. Și am zis, cine -i? Și mi-a spus numele, zice, îl cunoști? Mă zic, soră, îl cunosc, dar nu-i de la mine din biserică, am precizat din start. Bun și am zis, uh, și îmi zice, uh, frate, zice, el zice, discută cu nepoata mea și zice, discută serios, ăștia vor să se ia. Dar zice, eu te-am sunat acum, zice, și să fii sincer cu mine, spunem -mi ce fel de băiat e, că mă interesează unde merge nepoata mea. Și am zis, mă, sora, zic că din câte știu eu, băiatul e un băiat bun. Eu așa știu, merge la biserică, e ok. O, slavă Domnului, eu am crezut că aici se oprește. Nu, nu, zice, nu mă puțin, zice, stai, stai, zice scuze mă că te țin, zice oleacă. Da, zice, de părinții lui, de maică sa, de taică sau ce poți să spui? Mă, soră, zic, nu -i știu prea bine, zic, da, din câte am auzit așa, mă rog, mai din vedere, când am fost o pălăie pe la biserică, zic, știu că sunt oameni buni. O, slăvi să fie Domnul, zice. Și acum chiar am crezut că să determină discuția, zice, nu, nu, se mai stau leacă, zice. Dar zice, frate, zice, de bunicii lui ce poți să-mi spui? Apoi, soră, zic, de nu mai știu că-s morți. S-ar fi dus cu mine, cred că până la noi, în arbore genealogic să vadă cine, zice, să nu te supe pe mine, zice, dar eu vreau să știu cu cine. Și în ce fel de, la ce fel de oameni sunt, că reputație importantă. Dragii mei, noi fugim de oamenii cu reputația proastă. Iisus știe ce face, fugim spre ei, pentru că vrea să-i mântuiască. Pentru că Isus vrea să le schimbe reputația binecuvântată să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte, dragii mei, ce spune cuvântul Domnului în faptele Apostolului, capitolul 9. În Damasc era un om al lui Dumnezeu pe nume Anania, al ăsta îi vorbea Domnul. Ăsta era liderul spiritual al comunității creștine din, din Damasc. Și spune cuvântul Domnului că într-o zi vorbește Domnul într-o vedenie lui Anania și spune Ananio! Și ăsta spune, iată-mă, Doamne, slavă ție, Doamne, ce vrei să fac, unde mă trimiți azi? o știi casa fratelui Iuda de polița dreaptă din Damasc? O știu, Doamne, trebuie să mă să rog. Da, du-te să te rogi, dar fii atent, nu pentru el. Îi acolo în casa lui, un anume Saul din Tars. Du-te, roagă-te, pune-ți mâinile pe stil, că trebuie să-și primească vederea. Și a zis Anania, Doamne, numai puțin. Eu, tu, eu, știu că tu toate le știi, dar în cască nu știi, hai să spunem cine e ăsta. Ăsta e cel mai mare dușman al nostru, Isuse. Ăsta a venit în Damasc să ne facă una cu pământul. Ăsta a făcut prăpăd în biserica ta din Ierusalim. Ăsta ne-a băgat frații în pușcărie și surorile. Și dacă nu știai, Doamne, o venit și aici cu scrisori de la mari preoți ca să ne bage pe toți în pușcărie. Și-o, Doamne, tu ăsta mă trimiți? Sau, Doamne, mă trimiți să-i spun că îl judeci? Nu, te duci să te rogi ca să fie vindecat. Și ce a înțeles atunci, Anania? Că Dumnezeu nu ține cont de reputația unui om când vrea să-l mântuiască. Și din cel mai mare prigonitor, și ce a făcut Isus, Cel mai mare propovăditor al din secolul I. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, o altă barieră peste care trece Isus ca să mântuiască, mântuirea ca dar, ca Isus Hristos să mântuiască pe femeia asta, trece, dragii mei, peste regulile puse de oameni, trece peste reputația ei, Trece mai apoi, Domnul, dragii mei, ca să mântuiască peste bariera reacțiilor. Peste bariera reacțiilor omenești. Uitați-vă ce fel de reacție ciudată are femeia asta. Adică să vină Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după care fugeau mulțimi și mii de oameni, să-L vadă făcând măcar o bine sau să le spună un cuvânt. Să vină Fiul lui Dumnezeu în dreptul tău, să spună toată viața, să spună cine ai fost, să spună ce ești, să stea de vorbă Isus cu tine, să spune că tu ai nevoie de apă vie și la un moment dat auzi ce face femeia asta, ce reacție are femeia asta? Spune cuvântul Domnului că femeia asta, dragii mei, o zis la un moment dat pe un ton foarte arogant și țâvnos. A zis așa, dar zice, oare cine te crezi tu cu alte cuvinte? Ești tu mai mare decât părintele nostru, cine, Iacov? Adică tu știi cine suntem? Noi suntem din butuc aici, spiritual. Noi suntem așa, dintr-o genealogie spirituală grozavă. Cu alte cuvinte îi spune femeia, deși ai prăpădită și vai de capul ei și divorțată de cinci ori și în concubinat și moral la pământ, ea spune, tu știi cine suntem noi? Tu știi că noi suntem din butucul, din fântâna lui Iacov aici? Cu alte cuvinte, cine te crezi tu? Cam așa au vorbit femeia asta cu Isus. Sunt un foarte arogant. La modul cel mai sincer, vă spun când am citit textul acesta, și am stat să cuget mai adânc la el, m-am imaginat ce aș fi făcut eu în locul Domnului. Adică, să vă dau un exemplu. Sunt păstor, da? Să-mi iau Biblia într-o bună zi, îmbrăcat frumos, să mă duc la cineva la mine, în o localitate, care știu că e păcătos, divorțat de cinci ori, să mă duc la casă, da? Trăiește în cu concubinaj și să mă dule la casă să-i predic Evanghelia. M-aș duce, aș bate la ușă frumos, aș intra și aș, a, aș începe să-i spun care e nevoie să se pocăiască. Și ăla să-mi zică mie, dar tu cine te crezi, ma? Păi tu ce ai venit la mine acasă? Tu cine te crezi? Tu te crezi mai bun decât mine? Sincer vă spun, mă gândesc cam cum aș fi acționat. Simplu, probabil. Aș fi făcut următorul lucru. Mi-aș fi am și argument biblic la asta. Ne găsim noi Biblie, scuze în Biblie câte vrem. Și ce aș fi făcut? aș fi scuturat praful așa frumos în curte, într-un mod apostolic și aș fi zis să fie de mărturie în ziua judecății, că eu am vrut să te evanghelizez, dar tu ai fost o braznică sau ai fost o braznic cu mine. Vreau să vă întreb, femeia asta e o cu Isus. Ce-a făcut Isus? Eu da pace? Și-a zis, nu, no, vezi de treaba ta și rămâi în păcatele tale. Așa a făcut Isus. Vedeți cât de diferit e Isus față de noi? Că dacă unul ne-ar jigni când îl evanghelizăm, am plecat de acolo. Dar Isus, dragii mei, o lăsat-o să vorbească o lăsat-o să vorbească și n-a plecat. Și de ce? A trecut peste reacția ei, arogantă, pentru că Iisus atât de mult vrea să o mântuiască pe femeia asta, încât pur și simplu a stat acolo. Vreau să vă spun că nu pot să nu mă gândesc la propria mea viață, când mă gândesc la reacția acestei femei. Și de ce? Pentru că, într-un fel, într-un fel, pe linia rătăcirii mele spirituale, nu sunt nici prea departe. Eu am crescut într-o biserică în satul meu, și am fost băiat de biserică și l dus la toate programele în biserică, bine, de multe ori forțat de mama mea, trebuie să recunosc. Am fost dus de bună voie și silit. Și am început să văd la biserică de mic copil și peste mine s-a cerut binecuvântare în biserică. Dar de, când am terminat clasa 8 -a, la un moment dat uh, și am ajuns să fiu admis la liceu, i-am zis într-o vară mamei mele când aveam 14 ani și terminasem clasa 8 -a și aflasem că am fost admis la liceu, când mama mea într-o seară mi-a călcat hainele să mă duc la biserică, i-am zis, vă mamă, știi ceva? Poți să cazi ce vrei tu, că eu la biserică altul mă mai duc. Și vreau să-ți mai spun ceva, i-am zis, mamei mele, bate o mormă, dar eu la biserică nu mai pun piciorul în viața mea, că nu vă mai suport. Și am zis încă un lucru. Am zis, în seara asta o să mă duc la discotecă pentru prima dată. Fă ce vrei, bate-mă prea târziu, nu mai putea. Și în acea, în acea seară, în acea noapte, sub Lacrimile mamei mele am plecat la discotecă pentru prima dată în viața mea. Trei ani de zile, copil crescut în biserică, am ajuns prin discoteci. Au fost trei ani de rătăcire spirituală, trei ani de zile. Și vreau să vă spun ceva. În acești trei ani de zile, de o grămadă de ori, Dumnezeu mi-a vorbit prin diferiți oameni că ar trebui să mă întorc înapoi și să mă pocăiesc. Și știți care a fost reacția mea? Niciodată. Eu nu am să mă pocăiesc niciodată. Ba mai mult de atât, în nebunia minții mele. Am ajuns să fac tot felul de bancuri despre Dumnezeu, despre apostoli, să am un limbaj nepotrivit. Uh, mai mult de atât, când la noi în sat, la un moment dat, erau priveghiuri, în perioada asta de trei ani de rebeliune, când auzeam că îi priveg la pocăiți, mă duceam și eu. Și spun eu, ce mă duceam, să fac scandal. Că eu știam de desubturile, știam cum să-i prind, să-i încui pe fiecare și vreau să-i pun în cos pe și să-i încurc și să-i fac de rușine pe pocăiții din sat. Eu am fost un apostol, eu am fost un Saul din Tars sunt o perioadă a vieții mele. Și vreau să vă spun ceva, trei ani de zile, trei ani de zile Dumnezeu m-a tot răbdat. Trei ani de zile Dumnezeu m-a tot chemat el și am spus, nu vreau să vin niciodată. Am fost ca femeia asta, cine te crezi tu? Trei ani de zile în nebunia minții mele am spus vrute și nevrute, dar vreau să vă spun ceva, au plecat o grămadă de lângă mine, m-au părăsit o grămadă de oameni, dar a fost unul care a stat lângă mine în acești trei ani de zile, în toată nebunia minții mele, a fost unul care știți ce a făcut, a tăcut cât eu am vorbit, trei ani de zile am vorbit eu și într-o noapte a început să-mi vorbească el și mi-a spus, până acum ai vorbit tu, de acum îți vorbesc eu. Și când mi-a vorbit Iisus Hristos, dragi mei, după trei ani de zile, într-o noapte, eram într-o discotecă, acolo am început, am auzit vocea lui Dumnezeu într-o discotecă, de acolo m-a scos pe mine Dumnezeu, oameni buni. Și din momentul acela a început Dumnezeu să vorbească. Mulțumesc lui Dumnezeu de un lucru, vreau să vă spun, de atunci, de când am ieșit în noaptea aceea din discotecă, n-am mai intrat niciodată și am intrat în casa lui Dumnezeu și vreau să vă, în toată viața mea în casa lui Dumnezeu. Dar vreau să spun ceva, m-a răbdat Dumnezeu trei ani de zile, te răbdă Dumnezeu de 20 de ani de zile, tot blestem și în jur și spui fel și fel, Iisus Hristos e acolo lângă tine. Și de ce? Pentru că vrea să te cerceteze, pentru că vrea să-ți vorbească. Când alții pleacă de lângă tine, când alții te părăsesc, când alții nu te mai suportă și pe bună dreptate, e unul care rămâne lângă tine și ăsta este Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru că atât de mult omul te iubește Hristos, încât pur și simplu trece ca să te mântuiască peste reacțiile tale, binecuvântat să fie Domnul. Dar, dragii mei, se întâmplă ceva interesant în textul ăsta biblic, Dintr-o dată, dragii mei, discuția cu femeia aceasta ajunge de la închinare, ajunge înspre o direcție și spune femeia asta, samariteanca asta păcătoasă, zice, dar știi ceva? Zice, și noi așteptăm pe unul care să vină, căruia se spune Mesia. Și au zis ce spune Iisus un lucru foarte rar. În toată activitatea lui pământească, știți ce spune Isus? Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela femeie. Și dintr-o dată spune Biblia că femeia când își dă seama, când realizează că cel în prezența căruia ea stă, cu care a fost arogant, cu care a avut o atitudine nepotrivită, în nimeni altul decât Mesia pe care ei îl așteptau de generații și sute și sute de ani, femeia aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu care are o reacție incredibilă, își leasă găleata la fântână, ea primește cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și înțelege că Isus Hristos s-a îndreptat înspre ea ca să o mântuiască, ca să-i schimbe viața și știți ce face femeia? asta, leasă găleata aceea la fântână, uite de scopul cu care a venit acolo și spune Biblia că aleargă înapoi în satul de unde au venit, și pentru ce? Ca să meargă să le spună și altora că Isus Hristos este acolo, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că are un mesaj pentru ea, dar are un mesaj și pentru ei. Și, dragii mei, vedem acum în a doua parte mântuirea ca datorie. Femeia aceasta, dragii mei, în ziua în care s-a întâlnit cu Iisus Hristos, în ziua în care l-a cunoscut pe Iisus Hristos, în aceeași zi se duce ca om mântuit, dragii mei, se duce să-și facă datoria de om mântuit. Sunteți o grămadă de oameni mântuiți în seara asta aici, nu-i așa? O grămadă de oameni care v-ați întâlnit și dumneavoastră cu Isus la izvorile secate ale vieților dumneavoastră. Unii în urmă cu 10 ani, alții în urmă cu 20 de ani, alții în urmă cu 40 de ani. Dar vreau să vă întreb, ce ați făcut după ce v-ați întâlnit cu Isus? Pentru că uitați ce a făcut femeia asta și ce trebuie să facă un om care a primit mântuirea ca dar și ce trebuie să facă un om care a primit mântuirea ca dar este dator să le vorbească altora despre Isus Hristos. Femeia asta spune Biblia că și-o lăsat găleată la fântână și s-a dus în sat pentru că a înțeles că un om mântuit are datoria să contribuie la mântuirea altora. Dar, dragii mei, ca femeia asta să-și facă datoria de om mântuit, ca tu să faci faci datoria de om mântuit, la rândul nostru, uitați-vă, din exemplu, ei și noi trebuie să trecem peste mai multe bariere. O trecut Domnul peste bariera regulilor să ne mântuiască. O trecut Domnul peste bariera reputației să ne mântuiască. O trecut Domnul peste bariera, dragii mei, a reacțiilor noastre păcătoase ca să ne mântuiască. Dar uitați-vă acum la femeia aceasta, peste ce trebuie să treacă ea ca să-și facă datoria de om mântuit. Și peste ce trece? Femeia asta trece, dragii mei, peste bariera rușinii. Ca să se ducă în sat, și să vorbească despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că e Mesia, că e acolo, la câțiva kilometri de localitatea lor. Femeia asta o trebuie să treacă, dragii mei, știți peste ce? Peste bariera rușinii. De unde de duc lucrul acesta? Uitați ce spune versetul 6. Spune Biblia că atunci când Domnul Isus a întâlnit cu femeia aceasta, era cam pe la ceasul al șaselea. Dragii mei, ceasul al șaselea după măsurarea timpului în vechiul calendar evreiesc era de fapt ceasul al 12-lea. Pentru că în numărătoarea începea primul ceas, era la 6 dimineața la răsirul soarelui. Și al, a, a, a ceas din zi era de fapt ora 12 la prânz. Ei, uitați-vă în contextul biblic foarte clar că femeia asta e singură, nu e cu nimeni acolo. Îi nu mai și Iisus la un moment dat. Și am citit undeva într-un uh, într-un studiu teologic despre și într-un comentariu istorico-teologic despre viața în Orientul uh, Mijlociu, în Israel, în vremea Antichității. Și au auziți ce am aflat. Și acum, surorilor, ați putea binecuvânta pe Domnul că v-ați născut în vremea asta. Pentru că prima datoria unei femei, în urmă cu 2000 de ani, în Palestina, în Israelul de astăzi, și care era, trebuia dis de dimineață să se trezească, să ia niște gălezi din ale mari sau alte recipiente de dus apă, trebuiau să meargă câțiva kilometri întregi până la ieșirea din sat, unde era o fântână. Pentru că nu aveau apă la robinet, cum avem noi astăzi, cum vine, nu știu, de pe sau de unde vine la voi apa. Nu aveau apă la robinet, ci trebuiau să meargă kilometri întregi în fiecare dimineață, dizi de dimineață, orice femeie asta era datoria ei. Și nu mergeau singure, ci mergeau în grup, mergeau câte 20, 30, 40 de femei odată, luau și copiii mai vlășgani, se duceau, când se crăpa de zi, o mergeau să aducă apă, kilometri între 3-4 kilometri, până la ieșirea din sat, pentru că acolo, dragii mei, erau fântânile sepate foarte adânc, că acolo erau adăpate și turme de animale. Uitați-vă în Vechiul Testament și ați vedea contextul ăsta mai bine. Ei, se duceau dize dimineață, 30-40 de femei, luau apă și veneau, pe când să trecea șeful, să aibă cafeaua făcută și mâncarea, nu? No? Să fie mâncare. Ei, uitați-vă însă că femeia asta, știți când apare acolo? Știți când o vedem la fântână? Nu dizi de dimineață, cum mergeau toate femeile din sat împreună, ci o vedem singură pe la prânz. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, de rușine, cu siguranță, că n-ar fi îndrăznit să meargă de dimineață cu grupul ăla de femei, pentru că avea toate șansele ca în grupul ăla de 20-30 de femei să fie vopatul de la care îl bărbații. Și cu siguranță că ploua cu, pie cu, cu pietre pe acolo. Și de rușine, femeia asta, dragii mei, apare singură și mai târziu la fântână. Dar și ce e interesant? În momentul în care se întâlnește cu Isus Hristos, la câteva clipe, și ce face femeia asta? Nu-i mai rușine să meargă să strige cum? În gura mare, în tot satul, pe toate străzile. Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cum vă este Hristosul. Știți de ce, oameni buni? Pentru că femeia asta, când s-a întâlnit cu Isus Hristos, a înțeles că pentru a le vorbi altora despre Dumnezeu, trebuie să treacă și peste rușine și peste bariera rușinii. Dragii mei, de câți ani l-am cunoscut noi pe Domnul? Am trecut noi peste bariera rușinii? Am Am trecut noi peste bariera rușinii? Am primit o lecție, vreau să vă spun, sunt pastor, vorbesc despre Domnul, slujesc ca evanghelist, în multe contexte deschid uh, dialogul de a vorbi despre Dumnezeu, dar am primit o lecție de la un tânăr în urmă cu câțiva ani de zile, zvau patru la număr, eram invitat în Italia de Paște de Catolic, am fost chemat uh, în Italia să predic la mai multe biserici. Și am ajuns, a doua zi de Paști, am ajuns să predic cuvântul lui Dumnezeu într-o biserică uh, de pe coasta de vest a Italiei. Am ajuns la biserică, era un serviciu de botez și m-au anunțat frații, fratele păstor de acolo, era o biserică baptistă și mi-au zis, frate Dorel zice, uh, uite, avem un singur candidat la botez, așa că poți să predici cât vrei, ceea ce nu mi-a displăcut, trebuie să recunosc. Am zis, ok, bun, deci avem un singur candidat la botez și uite ce m-am gândit, frate Dorel, pentru că e un singur candidat la botez și băiatul ăsta, de ce e întors din lume, vrem să îl punem cu o scurtă mărturie. Și am zis, sună bine de tot. Și, dragii mei, vreau să vă spun că eu când am intrat în biserica, eu biserică, era o biserică la 100 de oameni maxim, înghesuiți era unul peste altul, am avut un șoc, pentru că atunci când am intrat în spate, eu am crezut că am greșit adresa. Când am intrat prin spate, la intrarea în biserică, am văzut vreo 20 de oameni, cum zic americanii, well done, din aia bine făcuți, clădiți bine de tot, cu tatuaje, cu cercei, unii cu cicatrici vizibile pe mâini, erau vă 20 și am zis, mă, sigur e biserica sau e un club de interlop aici? Și a hai nu mă zice. Am intrat în biserică, m-am temut când am intrat, te recunosc. Biblia spune să-ți păzești piciorul, că dintre în casa Domnului, mi-am păzit și ochii și intram în casa Domnului. I-am văzut grupul ăsta, n-ai cum să nu-i remarci în biserică, că ei nu erau din biserică, erau veniți pentru prima dată. Și am aflat contextul cum a fost. Băiatul ăsta care s-a botezat, Ciprian parcă îl chema, avea vreo 27-28 de ani. La botezul lui o chema pe toți. Ăștia erau foștii lui prieteni. Și vreau să vă spun, când băiatul ăsta Ciprian și-a depus mărturia, pentru prima dată în viața lui a pus mâna pe un microfon în biserică și pentru prima dată a vorbit în public, în biserică. A luat microfonul în mână și a zis așa, mă numesc Ciprian, am 28 de ani și a început să spună. Am făcut parte dintr-o grupare infracțională de aici, din Italia. Am furat, am jefuit, am ruptoase, am consumat droguri, am vândut droguri și au început oameni buni. La un moment dat, păstorul a zis, frate Ciprian, poți să treci păstă. Frate, zece spun tot, pentru că vreau să ajung undeva. Dragii mei, m-am uitat imediat la oamenii care au venit cu el, că ăștia erau foștii lui prieteni de anturaj. De la mic și până la mare, bar chiar era unul la 140 de kg, un pachet de mușchi, plângea într-una ca un copil. Plângea într-una ca un copil. Și povestea fratele ăsta Ciprian cum s-a întors la Dumnezeu, zicea, am avut mai multe tentative de sinucidere. Ultima în urmă cu trei luni de zile am vrut să mă arunc de pe un pod de aici și spune, dar am intrat într-o duminică din greșeală. am intrat aici în biserică, am văzut scris în română și am intrat. Trebuia să mă duc la bar, dar am văzut altceva, am văzut biserică, hai mă, mă să văd ce e aici. Și spunea, în momentul în care am intrat în biserică, în urmă cu trei luni de zile, m-am întâlnit aici cu Dumnezeu, l-am cunoscut pe Isus Hristos care mi-a schimbat viața, sunt un om schimbat și a spus, mă rog de toată inima ca Dumnezeu să-i mântuiască pe prietenii mei pe care i-am adus aici, plângeau oameni buni toți. Vreau să vă spun ceva. M-a impresionat până la lacrimi mărturia acestui om. N-a avut pic de rușine să vorbească despre cine a fost și mai apoi să spună ce a făcut Dumnezeu cu viața lui. E incredibil. Vreau să vă spun, eu îți păstor de câțiva ani buni de am avut la birou pastoral unul care să se spovedească, să se mărturisească, cum a făcut omul ăsta în public, fără nicio jenă. Știți de ce? Pentru că era un om schimbat. Dar mai mult de atât a înțeles că mărturia lui poate să transforme viețile altora. E un om, dragii mei, care a înțeles că odată ce ești mântuit, va trebui să treci peste orice barieră, inclusiv peste bariera rușinii, ca să vorbești despre Dumnezeu și celor pieduți. Dragii mei, mântuirea este dar! Este darul lui Dumnezeu, dar mântuirea altora este și datoria noastră. Și femeia asta înțelege, dragii mei, că trebuie să treacă peste bariera rușinii ca să vorbească despre Isus Hristos. Mai apoi, dragii mei, a trecut peste bariera resentimentelor ca să facă evanghelizare, ca să meargă în satul ei și să vorbească despre Isus Hristos. A trebuit să treacă peste resentimente. Păi imaginați-vă, dragii mei, ce resentimente o fi acumulat femeia asta în viața ei. Probabil că de 20 de ani în toate șicurile ei din familie, cinci bărbați, cinci divorțuri, cu așa să în concubinaș, imaginați-vă cum să vorbea despre femeia asta în sat. Imaginați-vă cum s-au uitat oamenii poate de 20 de ani, cum s-au uitat oamenii din sat la femeia asta. Toată lumea au rătat cu degetul, prăpădita, vai de capul ei, iar au făcut, iar au făcut. Imaginați-vă că toate bârfele din sat începeau cu ea și se termineau cu ea. Despre ea se vorbea la, 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 rubrica răutăți în fiecare zi. Era vedeta negativă a satului. Toată lumea a vorbit o numai de rău. Nimeni nu a avut, ca și astăzi, nimeni nu a avut, dragii mei, măcar puțină răbdare să se gândească, bă, totuși, cei cu femeia asta de așa de instabilă emoțional, că nu poate să mai mult de 3-4 ani într-o căsătorie. Cine știe din ce fel de familie a provenit? Cine știe ce traume au fi avut în copilărie? Nimeni nu s-a gândit, dragii mei, să o înțeleagă, ci toți au judecat-o, cum facem și noi de o de ori astăzi. n avem timp să înțelegem, să, să ne gândim la oameni de unde vin anumite reacții, ci imediat știm să arătăm cu mâna. Pentru că știm bine să vedem paiul din ochiul semenului nostru, dar nu vedem bârna din ochii noștri câteodată. Bine a spus Hristos, nu-i așa? Ei, femeia asta, imaginați-vă când de 20 de ani toată lumea spune că ești vai de capul tău, că nu ești bun de nimic, că mai bine ai muri. Imaginați-vă că față de astfel de oameni acumulezi resentimente, ură, dar, dragii mei, femeia asta știi ce face? Când se întâlnește cu Isus Hristos după câteva clipe, scoate toate resentimentele din inima ei pentru că intrase Domnul în inima ei. Și știi, știi ce face? Să duce în cetate și strigă în gura mare, face evangelizare. Ca să îți faci datoria de om mântuit, va trebui să te duci la locul de muncă, la șeful ăla care te freacă pe fiecare tură și nu-ți dă bani cât ar trebui să-ți dea și cu toate că nu-l suporti și nu-l înghiți și ai resentimente față de el, va trebui să mergi să-i spui cu toată dragostea că Iisus Hristos îl iubește ca să-ți faci datoria de om mântuit. Va trebui să întrești ca din seara asta va trebui să duci la vecina aia cu care te judeci pentru o palmă de pământ și te cerți de 10 ani de zile să lași la o parte palma aia de pământ care te poate băga în iad într-o bună zi să te duci să-i spui vecina dragă, poți să pui gardul și trei mete dacă vei, că nu mă deranjează, nu mă las o ușă între noi că vreau să vin să-ți vorbesc despre Domnul. scoate resentimentele din inimă dacă vrei să faci lucrările lui Dumnezeu. Oamenii cu resentimente nu pot să facă lucrarea de evanghelizare, nu pot să vorbească despre Domnul, cei care au ură încă în inima lor. Femeia asta, dragii mei, măcar că avea toate motivele să aibă resentimente și ură, a scos din inima resentimentele și a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, scoate orice formă de resentiment din viața noastră și orice formă de rușine și ajută-ne, Doamne, să vorbim și altora despre tine. Mai mult de atât, dragii mei, mai există o barieră și cu asta închei. Există o barieră peste care trece femeia asta ca să-ți facă evangelizare, să-și să facă datoria de omântuit. A trebuit să treacă mai apoi peste cea mai dificilă barieră din viața ei. Știți care a fost? Și care e și din viața noastră? Această barieră a reținerilor. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. La un moment dat Iisus vorbește cu femeia asta despre închinare. M-am gândit sincer acum, cum ar arăta o discuție dacă noi ne-am fi întâlnit cu Domnul în 2018 undeva lângă o fântână. Să ajungem la subiectul închinare. Doamne, oare cum o fi bine? Cu acordeon, cu chitară, fanfară, worship. Ce l-am fi întrebat noi pe Domnul, nu așa? M Am gândit doar așa la subiectul ăsta. Dar, dragii, mi-au zis ce îi spune Iisus la un moment dat. Iisus îi spune așa femeie. Femeie, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Dar noi îl așteptăm pe Mesia, femeie. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Femeia lasă găleata, înțelege că e Hristos, numai Hristos, numai Mesia putea cunoaște viața. Numai un Mesia putea vorbi cum i-a vorbit el. Și dragii mei, spune Biblia că se duce în cetate. Dar vreau să vă spun ce interesant. După câteva minute femeia asta ajunge în cetate. Și, și auziți cum predică, fiți atenți. Iisus îi spusese cu câteva minute mai înainte, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Bun, ajunge femeia în cetate, imaginați-vă și în asta, Ies să ea la drum. Bă, ce-i trebuie la asta, mă? Și vin acolo vă 20, 30, vin și femeile, supărate, cu pietrele în mâini, pregătite, de scandal, nu? Ce-i trebă la asta? Și au zis, femeia când vede reacția probabil mulțimii, ochii ei au țintit scură înspre ea, zice așa tot, totuși, veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, dar au zis ce spune mai departe, nu cumva, nu cumva este acesta cine? Deși în urmă cu câteva minute, Iisus i-a spus, eu sunt celălalt. Are niște rețineri. E ceva în genul răspunsului acelui părinte îndurerat cu un copil bolnav, cred Doamne, ajută totuși ce? Necredințe mele. Nu cumva este acesta Hristosul? Și ce am zice noi astăzi? Doamne, e greu să faci așa evanghelizare. Dar mergem mai departe. Despre cine a spus Isus că este cel mai mare om și din femeie? Și nu se referă acum fizic, ci se referă spiritual. Despre cine a zis Isus? Ioan Botezătorul. Îngăduiți-mi să zugrăvesc două imagini simple, scurte din viața lui Ioan Botezătorul, să înțelegeți ceva extraordinar. Apare Isus Hristos la apa Iordanului. Ioan Botezătorul îi plin de oameni pe lângă el, imbulzit în libertate. Îl vorbeau de bine o grămadă. Și spune cuvântul Domnului că atunci când a venit Iisus înspre Ioan să fie botezat, o zis Ioan, opriți-vă, stop! Se întoarce spre mulțime, spre milie de oameni și zice, El este acela despre care v-am spus, și Ioan strigă în gură mare, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii și întinde mâinile spre Isus și spune, El este acela despre care eu v-am spus, care să vină după mine și mai mare decât mine. El este, cu alte cuvinte, Hristos, mielul lui Dumnezeu. A zis Ioan asta, dragii mei. A zis-o între mii de martori, a zis-o. Ceva mai târziu, un an, un an și ceva mai târziu, om botezătorul nu-i mai îmbulzit de oameni, nu-i mai în libertate, ci în temnița lui Rod, cu perspectiva morții, peste câteva zile înainte. Și au zis, dragii mei, ce zice Ioan? Când mai are puțin și când știe că o să moară, începe să-l macine îndoielile și reținerile. Spune Biblia că o chema pe doi ucidești de lui și au zis, veniți în coach. mergeți până la Iisus să-l întrebați ce vă spun eu. Iisus predicai, acum Iisus e mulți de oameni, Iisus în culmea popularității și vin doi ucenici trimiși lui Ioan, învățătorule, da, ne-o trimis văruto, Ioan Botezătorul, cu alte cuvinte, o zis să te întrebăm ce? O zis să te întrebăm că tu ești, știți Biblia? Ce o zis Ioan? O zis Ioan, iată, el lui! O zis, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Păi mă, Ioan, este o leacă. Numai puțin. Am un an și ceva de zile când erai liber, strigai în gura mare, iată mielul lui Dumnezeu. El este acela. După un an și ceva când ești în pușcărie și mai ai câteva zile până în fața morții sau probabil o zi, două, nu cumva poate vine altul? Tu ești sau să așteptăm pe altul? Dar vreau să vă întreb, a retractat vreodată Iisus Hristos cuvintele spuse despre Ioan Botezătorul? Niciodată. Ba din potrivă, tocmai în contextul ăsta în care Ioan trimite pe cei doi ucenici și spune, tu ești acela sau să așteptăm pe alții, ce spune Iisus oamenilor? El este cel mai mare om din femeie. Pentru că vreau să vă conștientizez de un mare adevăr, dragii mei. În viața asta de credință, e imposibil să n-ai anumite rețineri la un moment dat. E imposibil ca întotdeauna să-L înțelegi pe Dumnezeu cum lucrează. Vreau să vă întreb și să nu mai, să nu-mi dă niciun răspuns pentru că acum l-am cunoscut din Biblie. Oare poate un om care are niște îndoieli în viața lui de cum lucrează Dumnezeu totuși să facă evangelizare? Răspunsul este cu siguranță da. Și dați-mi voi să vă spun de ce. Pentru că auziți ce spune cuvântul Domnului, să duce femeia asta în și zice, nu cumva e ăsta Hristosul? Mi-a spus tot ce am făcut. Auziți ce spune Biblia că s-a întâmplat după aceea? s au pocăit votare 1. Am zis, bă, nu să, la o astfel de predică nu să pocăia și nimeni în viac. Auziți ce spune însă Biblia? Versetul 39, Ioan capitolul 4, mulți samariteni din cetatea aceea, ce au făcut? Au crezut în Iisus din ce cauză? Nu-i surprinzător cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Dar tot au zis, nu cumva el ăsta? Mulți s-au pocăit. Pentru că, dragii mei, e imposibil să n-ai îndoieli în viața asta. Stăteam într-o noapte și mă rugam înaintea lui Dumnezeu și învărsam sufletul, ca și dumneavoastră de multe ori, ne așa. Și în timp ce mă rugam și aveam acolo cauze pentru care mă rugam și mă zdrobeam înaintea Domnului, Dumnezeu mi-a conștientizat în rugăciune, am simțit că Dumnezeu îmi vorbește atunci, într-un mod foarte deschis, personal. Și mi-a spus, Dorel, la multe din rugăciunile pe care tu le nați spre mine, n-ai să primești răspuns pe acest pământ. N-ai să primești. Dar m-a întrebat Dumnezeu, împărtășia aceea pe care am avut-o cu El, mă mai slujești? Chiar dacă n-ai să primești răspunsul pe pământ, mă mai slujești? Și am spus și eu, ca cel tată, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. M-a conștientizat Dumnezeu în acea noapte că sunt, sunt întrebări la care n-am să primez răspuns pe pământ, dar că o să mi le dea cer și că unele răspunsuri le voi primi din partea Domnului în cer. Slujește-L pe Dumnezeu. fă datoria de om mântuit. Vorbește-le și celor nemântuiți despre Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi de ce ești bolnav. Chiar dacă încă ai probleme și nu te mai descurci cum te-ai descurcat din oară, chiar dacă ai atâtea întrebări la care nu ai niciun răspuns, slujește-L pe Dumnezeu mai departe. Vinul la biserică, vorbește despre Domnul, iubește-L pe Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi. Pentru că închei spunându-vă că una dintre cele mai una dintre cele mai zguduitoare experiențe pe care le-am trăit vreodată într-o biserică. Am avut parte de ea în urmă cu aproape acum patru ani de zile. Am fost chemat undeva în județul Arad la o seară de evangelizare. Am predicat acolo, dar ce s-a întâmplat înainte m-a marcat și mă, va marca pentru totdeauna în slujirea mea. În biserica unde trebuia să merg să predic, deschideam săptămâna de evangelizare. Aveam doi prieteni, și soție, pe care i-am început să-i cunosc. Îi știam de vreo doi ani de zile m-au sunat, m-a sunat el cu câteva zile și a zis, Dorel, când vii la noi la evangelizare, ai putea să vii, zice, să ne mai întâlnim cu poate o jumate de oră, că după aia știu că nu mai e timp, că pleci, dar dacă o jumate de oră, știu, poate o oră, poți veni să stăm puțin să mai... Și am zis, mă, vin cu tot dragul. O să cau să ajung mai repede, nu ca la voi în săra asta, că traficul nu l-am calculat bine deloc. Am ajuns cu câteva, o 30-40 de minute mai devreme la biserică, M-am întâlnit în holul bisericii cu el și cu ea. Momentul în care am dat mâna cu ei, imediat mi-am dat seama că ceva nu-i nu regulă, că au ceva. Abia la lacrimile. Și am zis, mă, dar ce probleme aveți? Mari. Am zis, hai să stăm jos. Ne-am așezat jos. Și a zis, Ore, uite care-i baio. Știi că noi, de când suntem căsătoriți, de câțiva ani de zile, ne-am dorit foarte mult să avem un copil. Și a zis, știu. Știi că soția mea a pierdut până acum cinci sarcini. Și am zis, știu, dar acum sunteți bine, nu? Pentru că știam că e însărcinată și că depășise perioada dificilă. Pierduse primele cinci sarcini până în patru luni și acum era undeva la șase luni aproape și totul a fost bine. Și o zis, Dorel, totul a fost bine până, până azi noapte. Până azi noapte. Pe la două, nu mai știu cât a fost ceasul, m-a trezit soția azi noapte și mi-a zis, dragul meu, ceva nu-i bine cu pruncul. Simt că nu se mai mișcă, simt că ceva, ceva nu-i în regulă. Și i-am zis, i -am zis dragă mea, dormi liniștită. Noi, nu, nu e nicio problemă, e doar o impresie de-a ta. Am încercat să o calmez, am încercat să o conving, să-i spun că nu e nimic. Dar mi-a zis, ascultă-mă, dragul meu, n-am liniște, n-am pace, nu o să mai pot dormi. Ceva îmi spune, instinctul de mamă îmi spune că ceva nu e în regulă. Hai să plecăm. Ne-am îmbrăcat, zice, repede, n-am știut cum să ne îmbrăcăm mai repede și ne-am dus la rad, la urgență. Ne-am dus, ni s-au făcut niște investigații, i-au făcut niște un set de, de consultații, și la câte, la vreo două ore, mai nu distanță, azi dimineață, zice, a venit un medic, m-a luat deoparte și mi-a spus, îmi pare rău să spun, dar uh, inima copilașului dumneavoastră a încetat să mai bată E mort. Va trebui să îi facem chiuretaj să scoatem copilul mor din pântece. De aceea va trebui să rămâneți internați la spital, dar medicul chirurg nu vine până mâine, că e la Viena, la o conferință. Am uitat la amândoi și au am început să plângă. Și am zis, mă, dar stați puțin, nu mă oleacă. Dar am zis, voi, voi ce căutați aici? Asta a fost azi dimineață și au zis, da. Dar am zis, tu nu trebuia să fii la spital? Au zis, ba da. Dar medicul nu vine până mâine medicul chirurg. Și am zis, dar cum puteți, doamne să stați în biserică? Voi ce faceți la biserică în seara asta? Ce o să faceți voi la biserică? Pentru ce ați venit la biserică? Păi zice, mi-a zis el, Dorel, cum adică ce facem la biserică? Păi zice, noi cântăm, tu știi că noi suntem în grupul de laudă și închinare al bisericii. Și am zis, poftim? Adică voi doi, după experiența de azi noapte, după a șasea sarcină pierdută, cu copilul mult în pântece, voi aveți puterea să mergeți să cântați? Și mi-a dat o lecție, vă spun sincer, cu anii mei de slujire și de teologie și de toate. Zero. Mi-au dat acești doi tineri o lecție de viață, de slujire, și mi-au zis așa, Dorel, mi-a zis el, le spun sincer, înaintea Domnului în momente ca acestea nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Îs atâția, oameni care își aruncă copii în tomberone și omoră și vortează. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu de ani de zile să ne dea un copil și nu-l primim. Și a șasea dramă pe care am primit-o, a șasea lovitură dură, ni se rupe inima. Și a zis, Dorel, sincer, nu-l înțeleg pe Dumnezeu. Dar, dar, Asta nu înseamnă că vreodată în viața mea, indiferent de ce s-ar întâmpla, am să mă oprez din al sluji. Chiar dacă nu-l înțeleg, îl voi sluji mai departe. Pentru că spunea Dorel, în urmă cu ani de zile, eu și cu soția mea, am făcut un legământ în apa botezului și aici în biserică am spus că îl vom sluji pe Dumnezeu și când va fi bine și când va fi greu. Și când vor fi zile frumoase și când vor fi zile cunitoare, cum e ziua de astăzi. Dar am promis că îl vom sluji pe Dumnezeu și a spus, Dorel, ne ducem acolo pentru că trebuie să-L slujim pe Domnul. A început programul bisericii. S-a dus în față el, soția lui, încă vă patru, care era un grupul de laudă și închinare. El a luat microfonul, era lider de închinare și a zis, îl binecuvântăm pe Domnul că în această seară suntem în casa lui. A zis, mulțumim Domnului pentru toate lucrurile, veni să ne închinăm înaintea Domnului. Și au început să cânte. Eram acolo în biserică cu capul în pământ și am început să plâng, credeți-mă, știți de ce? Că de o grămadă de ori și mi-a fost rușine de mine, vă spun la modul cel mai sincer, mi-a fost rușine de mine. De câte ori? De câte ori când m-a durut, știu eu, măsea sau m-a durut spatele, nu m-am mai dus la biserică. De câte ori n-am trimis pe altcineva în locul meu pentru că am fost poate prea obosit și am zis, mă dute că nu mai pot. Și m-am uitat la acești doi tineri care s-au dus în față. Oameni buni, imaginați-vă această scenă, o, 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 tânără care purta în pântecele ei un copil de șase luni mort și care cânta spre slava lui Dumnezeu în biserică. Și a doua cântare pe care eu cântat-o în strălă știți care a fost? Domnul bun. Domnul bun, or și când. Dacă treci prin valea morții, și sunt umbre în jurul tău. Ei erau într-o vale morții. Mâna Lui te va conduce, izbăvit să fii de rău. A promis că nu te lasă singur părăsit. Și spune refrenul, pentru că Domnul e bun. E una dintre cele mai mari lecții pe care am primit. Mi-a dat-o Dumnezeu prin cineva vreodată. Să slujești pe Dumnezeu și când nu-L înțelegi. Să vorbești despre dragostea Lui și când parcă nu mai simți în viața ta. Să le vorbești altora despre Dumnezeu, când tu de multe ori nu știi unde să o mai ai. Asta înseamnă, dragii mei, un om plăcut Domnului. Haideți să ridicăm în picioare seara asta. Pentru că aș vrea să vă provoc la o rugăciune. Pentru că în această seară, dragii mei, suntem aici două categorii de oameni. Unii care am primit darul mântuirii și alții care pot să-l primească chiar în seara aceasta. Sunt două categorii de oameni în locul acesta. Vă o să vă întreb și să ridicați o mână în sus cei care ați primit darul mântuirii. Câți de aici ați primit darul mântuirii? Vă rog, ridicați mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze, majoritatea, marea majoritate. Dar vă să vă întreb și acum, fără să mai ridice nimeni mâna sus, câți de aici mi-am făcut datoria de oameni mântuiți? Oare câți care suntem în această seară și au spus că am primit darul mântuirii și au ajuns darul mântuirii la noi, câți de aici ne-am făcut, darul, ne făcut mântuirea uh, datoria de oameni mântuiți? Oare câți? Numai Dumnezeu știe. Dragii mei, Evanghelia este darul lui Dumnezeu care te face dator. Ești dator să vorbești despre Dumnezeu. Și prieten drag, dacă în această seară ești aici, Indiferent de reputația ta la care oamenii ține, dar Dumnezeu nu ține cont de reputația ta. Indiferent de falimentele tale, indiferent de regulile pe care le-au pus alții în dreptul tău, indiferent de reacțiile pe care tu le-ai vrut până acum despre Dumnezeu, indiferent de câte bancuri și glume și mizerii și păcate și curvie și, și lucruri și scandaluri în care ai fost și în droguri și în beții, indiferent de rușinea trecutului tău. Vreau să spun un lucru. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este aici în această seară. Biserica aceasta este un izvor lângă care Domnul a venit să te adapte cu mântuire. Iisus Hristos în această seară vrea să facă un lucru. Isus vrea să treacă peste toate barierele care au stat până acum între tine și El. Iisus Hristos vrea să te mântuiască. De aceea, dacă în această seară dorești ca Isus să rupă barierele care au stat între tine și El, dacă vrei ca Isus să rupă bariera rușinii, a reputației, a păcatelor tale, dacă vrei de această seară, vreau să te rogi împreună cu mine în seara asta. Frași și surori care sunteți în casa Domnului aici lui de ani de zile, nu știu cât de mult v-ați ocupat până acum datoria la modul cel mai serios, dar vreau să vă spun că într-o bună zi Dumnezeu ne va cere socoteală de lucru acesta. S-ar putea să ne la judecata de apoi, știi unde? În spatele acestei femei. Și să se ducă femeia asta înaintea ta, să nu cumva să ne pună Domnul, dragii mei, în spatele ei la judecată, să ne vină rândul după ea. Să meargă femeia asta înaintea noastră, dragii mei, de cata de apoi, ce să spună Iisus, ai fost praf, ai avut cinci bărbați, ai fost cu șasele în concubinaș, dar a fost o zi când ți-am vorbit și imediat după ce ți-am vorbit, tu, după ce ai primit mântuirea, te-ai dus în cetate, ai lăsat rușine, ai lăsat resentimentele și reținerile, te-ai dus în cetate, ai strigat în gura mai despre mine, de aceea spun, vino și moștenește împărăția cerurilor. Și o să mergi tu după ea, da, o să mergi tu omul moral de biserică, crescut în biserică, care ai stat în biserică 60 de ani, 70 de ani, pocăit. Te vei duce în fața Domnului în urma acestei femei ce o să spună, Domnul, tu ce ai făcut pentru mine? Păi știi, Doamne, că am fost la biserică și am mai dat și zeciuială și când s-o vărui biserica, am dat șovarul. Câtor oameni ai spus despre mine? Câți oameni s-au întors în mărturia vieții tale la mine? Zero s putea să spună Domnul, nu te-am cunoscut niciodată. Nu te cunosc, îmi pare rău. Așa că vreau să înțelegeți, dragii mei, că la această seară sunt două categorii de oameni care trebuie să plângă aici și unii și alții. Și cei care încă n-au primit mântuirea și vor să o primească, trebuie să plângă în această seară înaintea Domnului. Și noi care am primit darul mântuirii trebuie să plângem înaintea Domnului și să ne zdrobim. Pentru că nu ne-am făcut datoria. Că dacă ne-am fi făcut datoria, altfel ar fi artat jebelul acesta, altfel ar fi datorarea de unde stau eu, sau România, sau țara aceasta în care trăim. Ierte-ne, Domnul, în seara asta. Vreau să vă provoc la o rugăciune de căință, și în același timp, la o rugăciune în care cei care sunteți prieteni și doriți să-l căutați pe Dumnezeu, și doriți ca Isus să ajungă în dreptul vieții voastre, și doriți să vi se descopere ca Domn și Mântuitor personal, să vină Isus în seara asta și să spună: Eu sunt acela pe care îl cauți, Eu sunt pacea după care te înjești nopțile alea în care nu dormi. Eu sunt acela care poate să te scot din droguri, din curvie, din belșug, din, din, mizerii, din falimente, din răutate. Eu sunt acela. Dacă vrei ca să-L cunoști pe acela, acolo unde ești, începe să te rogi, Doamne, sunt aici. Dar fântâna mea e se secată, Doamne. Vino și mi dau apă vie, Doamne. Vino și -mi mântuiește -mi sufletul în seara asta. Hai să ne rugăm, Domnului, pentru că trebuie să ne pocăim și unii și alții. Haideți să stăm înaintea Domnului, Biserica Domnului. Haideți să în această seară să plângem, pentru că într-o bună zi să ne putem bucura în cer. Haideți să ne plângem înaintea Domnului, falimentul de a nu fi vorbit despre Dumnezeu, de a nu ne fi făcut datoria. Haideți să stăm înaintea Domnului în seara asta. Cei care aveți nevoie de Isus Hristos, rugați-vă, Doamne, treci peste toate barierele și mântuiește-mă. Și cei care încă n-au trecut peste bariera rușinii să vorbiți despre Domnul, peste bariera rețidilor și a resentimentelor, faceți-o în seara asta cerând ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus este aici, Iisus Hristos este Domnul, Iisus este aici și este un izvor care vrea să facă ca inima ta să curgă din ea râuri de apă vie. Roagă-te împreună cu Domnului în seara asta.